Am revenit în direct cu imagini de la un accident teribil petrecut pe o stradă din județul Timiș. O pensionară a fost ucisă pe trecerea de pieton de o șoferiță de 36 de ani. Tragedia a fost surprinsă pe camerele de supraveghere, de unde vedem și noi acum imaginile. Iulia Ruxanda ne dă mai multe informații. Te ascultăm, Iulia. Deosebit de grav a avut loc mai exact în comuna Chișoda din județul Timiș, acolo unde o bătrână, o femeie în vârstă de 80 de ani, a fost iată izbită în plin petrecerea de pieton de o mașină condusă de o șoferiță în vârstă de 36 de ani. Impactul a fost unul devastator, a fost într-adevăr iată surprins și de camerele de supraveghere din zona respectivă și din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de medici sosiți de urgență la fața locului, victima în vârstă de 80 de ani nu a mai putut fi salvată și s-a declarat în cele din urmă și decesul ei. În acest caz s-a deschis de asemenea și un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii vor să afle cu exactitate cum a avut loc tragedia, petrecută, așa cum vă spuneam, pe trecerea de pietoni.